Pandemia de coronavirus nu a afectat doar starea de spirit și activitățile cele mai banale ale oamenilor, ci a avut un impact major și asupra cuplurilor, care așteptau cu nerăbdare ziua cea mare. Chiar dacă autoritățile nu au interzis căsătoriile la primărie și au fost impuse doar restricții referitoare la limitarea numărului de persoane, în prima jumătate a anului 2020 s-au înregistrat la oficiile de stare civilă cu 58% mai puține căsătorii față de aceeași perioadă a anului trecut. Căsătorilor înregistrate în semestrul 2020 a fost de 198, mai mic cu 57,1%, adică cu 274 de căsătorii decât în semestrul 2019. În luna iunie a acestui an s-au oficiat doar 45 de căsătorii, observându-se o scădere drastică a numărului acestora. Dacă ne referim la anul acesta, numărul căsătorilor înregistrate în iunie 2020 a fost de 45, mai mic cu 66,7%, adică cu 9 de căsătorii mai puține față de luna corespunzătoare din anul 2019. În Râmnicu Vâlcea, în fața casei căsătoriilor, echipa Antena 3 Vâlcea a avut ocazia să felicite trei cupluri care așteptau cu emoție să spună da. Unul dintre cupluri a fost nevoit să-și reprogrameze data cununiei din cauza situației dificile din țară. Casă de piatră vă urăm și noi de la Antena 3 Vâlcea. Spuneți-ne, vă rugăm frumos, dacă ziua de astăzi, minunata zi, a fost programată dinainte sau este cumva reprogramată din cauza pandemiei? Vă mulțumim pentru urări. Cununia a fost reprogramată din cauza pandemiei, dar cu toate astea a ieșit cum ne-am dorit. Dar acum sperăm că o să fie bine pe viitor. Este o dată pe care ați fixat-o acum sau a fost reprogramată? A fost fixată, n-a fost reprogramată, dar a fost fixată de anul trecut. Casă de piatră. Mulțumim. Spuneți-ne, vă rugăm frumos, dacă data de astăzi a fost de mult planificată sau ați amânat-o din cauza pandemiei? Am avut-o planificată. Cât despre divorțuri, în primele 6 luni ale acestui an s-au înregistrat 68, cu 50 mai puține față de aceeași perioadă a anului trecut. În schimb, în luna iunie a acestui an, numărul divorțurilor a fost dublu față de anul 2019. În luna iunie 2020, numărul divorțurilor pronunțate prin hotărâri judecătorești a fost de 20, mai mare în schimb cu 10 divorțuri față de luna respectivă din anul 2019. Nu doar în județul Vâlcea a scăzut numărul căsătoriilor. Statisticile la nivel național arată că în semestrul întâi al anului curent s-au înregistrat aproximativ 25.000 de căsătorii, față de 2019, un an cu 49.000 astfel de evenimente.